Inaugurăm o mică serie legată de, de, serie legată de capitolul 14 din 1 Samuel. Este atâta bogăție acolo, este atâta lumină de la Dumnezeu pentru, fiecare, pentru, viața noastră de fiecare zi aici, încât va trebui să o luăm așa, pe mai multe etape. Știți că în situația aceea, Saul conducea armata și Israel suferea ca pe vremea lui Gedeon, deci ajunsese foarte nenorocit Israel, din cauza uh, vecinilor. Și nu era niciun fel de soluție. Saul setea sub tamariscul acela cu sulița, mâna 600 de oameni lângă el. Poporul pur și simplu murea de foame, chinuia, chinuia copii, erau într o situație de nedescris, nu se întâmpla nimic. Nu se întâmpla nimic și se părea că nu există ieșire din această situație. Până când cineva a învățat această știință dumnezească numită ați lua inima în dinți. E o singură dată găsim în Biblie expresia aceasta în Iov, acolo unde el spune îmi voi lua carnea în dinți, dar asta nu ajută prea mult. Îmi voi lua inima în dinți, cuvântul românesc, se referă la faptul că voi depăși emoțiile mele, voi trece peste ele, în ciuda lor voi acționa. Asta înseamnă a-ți lua inima în dinți. Știți câți oameni sunt aici între noi astăzi? Unul stă chiar înaintea dumneavoastră, acum. Care au ratat mari lucruri în viață. Din cauza că nu au învățat știința aceasta de a-ți lua inima în dinți la un moment dat. E un moment în care trebuie să-ți iei inima în dinți. N-am făcut lucrul acesta. Ne uităm în urmă, spre exemplu, și depănăm ocazii pierdute, depănăm decizii greșite, depănăm viraje care n-ar fi trebuit făcute, din cauza că nu ne-am luat inima în dinți. Și de ce? Păi eu mai fricos. Nu, nu e din cauza aceasta. E din cauza concepției pe care o avem noi despre Dumnezeu. Aceasta informează și colorează orice acțiune a vieții noastre. Ce concepție ai tu despre Dumnezeu? Ce crezi tu despre Dumnezeu? Oamenii descriu creațiunea nu știu cum, minunile din Biblie nu știu cum. Domne, întrebarea este alta. Nu dacă l-a luat peștele pe Iona și nici dacă i-a ars focul pe băieții ăștia. Întrebarea e alta. Ce crezi tu despre Dumnezeu într-o astfel de situație? Păi, uite ce credem noi, au spus cei trei tineri. Noi credem că Dumnezeu poate. Nu ne neapărat că va face lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu alege să-l facă la aplaud, și dacă alege să nu-l facă la aplaud și mai tare, pentru că este Domnul, dar știu că poate. Așa au răspuns ei. Pe baza aceasta au pășit ei în foc. Pe aceeași bază, într-o situație fără ieșire, era o, o tensiune, o baltă, o zăcere din tot, de cum spune Ieremia, o lâncezeală de toate zilele, era acolo până în momentul în care cineva a decis să-și ia inima în dinți. Și acesta a fost Ionatan și în versetul 1, spune Scriptura, într-o zi Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, vino, să pătrundem până la straja filistenilor. N-a spus nimănui nimic, nici împăratului, nici poporului. Sunt lucruri care trebuie spuse și lucruri care nu trebuie spuse. Dacă ar fi deschis gura să spună ce vrea să facă, n-ar fi avut niciun singur vot. Toată lumea ar fi spus, stai acasă, ești nebun! Te vor face bucăți! A spus în schimb unui om de mare încredere, care s-a adresat lui și i a spus, fă tot ce ai în inimă și mergem împreună. Aș lua inima în dinți, înseamnă a pune încrederea ta, a ancora încrederea ta în Dumnezeu, și iată ce spune el despre Dumnezeu într-această situație și iată ce concepție despre Dumnezeu poate produce un om care și-a și inima îndins la un moment dat. Și el îi spune așa, Domnul poate, poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. O astfel de concepție a produs un astfel de om și într-un astfel de om, cum a fost Ionatan, a produs această decizie. Deci, ezitarea noastră, evitarea noastră, paloarea noastră, lâncezeala noastră, entuziasmul nostru, toate lucrurile acestea vin dintr-o singură sursă și anume ce credem noi despre Dumnezeu? Cum îl vedem? Cu ce ochi îl vedem noi pe Dumnezeu? Nu este atât de drept și adevărat că Dumnezeu poate să dea o mare izbăvire pentru un mare număr sau printr-un mic număr. Dacă izbăvirea a Domnului, dacă este a noastră, atunci depindem de număr, cum vorbea Napoleon. Dumnezeu este cu cine are tunuri mai multe, a zis dumnealui la războiul de la Waterloo. Și unul din general, de fapt, i-a spus așa, este tare Dumnezeu, omul propune, Dumnezeu dispune. Nu era biruința Domnului, era biruința lui. Cine are mai multe tunuri, bum, bum. A avut foarte multe tunuri, dar nu a rămas nimic din tot ce a fost. Ionatan nu gândește în felul acesta. Învățăm seria aceasta, vă asigur, de acum vă, vă spun, nici nu, încerc să mă restrâng, să mă rețin, la entuziasmul pe care l-am în a prezenta acest lucru, ca să dezvolți un astfel de caracter într-o perioadă în care regele nu numai că este ateu, este spiritist, posedat de diavol cu această mândrie luciferică, execută pe oricine, iar sta în calea mândriei și înălțării lui, ca în vremuri de acelea să dezvolți un așa caracter, aceasta arată puterea unei concepții adevărate despre Dumnezeu. Oricare dintre noi am spune, domnule, e logic, e adevărat lucrul ăsta, că dacă e biruința lui Dumnezeu, printr-un mare număr sau un mic număr, nu contează, păi sunt numai doi și oameni ăștia o armată? Și a spus, da, dar dacă e biruința Domnului, Domnul nu depinde de un număr sau altul, depinde cum vedem lucrurile acestea. Suntem împreună, i-a spus omul acesta. A fost o vreme în care în cartea lui Ezechiel Dumnezeu este în căutare și nu găsește ce caută. Deși ne-a spus Biblia, căuta și veți găsi, dar uite că nu totdeauna e așa. Caut printre ei, e, e Saul stă sub tamarisc cu doamna lui Suliță în mână, 600 de militari lângă el acolo, poporul își dă viața de foamete și suferințe teribile și nimeni nu acționează, nimeni nu face nimic. Și Nezechiel spune, Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc și nu găsesc niciunul. Nu se poate, Doamne, într-o țară întreagă nu găsești pe nimeni? Dacă nu găsești, nu găsești. Și dacă nu găsește Dumnezeu, păi înseamnă că nu este frate. Înseamnă că nu, eu, eu nu găsesc întotdeauna. La noi soția are darul găsirii. Eu nu am darul ăsta. Am dar un negăsire. De ce zâmbești, Cristi? <laughs> Am dar un negăsire. Dar dacă Dumnezeu a spus nu găsesc niciunul, înseamnă că nu e. Pentru că nu era. Caut un om. Ce să faci cu un om, Doamne? Atât trebuie. Un singur om care să-și ia inima în dinți, care să se încreadă în Dumnezeu de plin și împlinește planul lui televizor, spune, ia partea lucrurilor, nu fi neutru. El nu numește neutru, aceștia zici câini muți care nu își mai ridică niciodată glasul în apărarea adevărului, pentru că ei, oh, eu nu mă bag, eu nu sunt, eu nu trec. Păi da, atâta popor piere, atâta suferință e aici. Ce face? nu noi ne descurcăm. Păi am înțeles că noi ne descurcăm, dar ce-am învățat frumos astăzi despre cei oamenii aceia care au dus pe bolnav, să ei nu erau paralizați, dar l-au cărat pe altul care era paralizat. Totdeauna ia partea lucrurilor, neutralitatea îl ajută pe opresor, nu pe cel oprimat. Nu, eu sunt neutru, asta nu există așa ceva. Ionatan nu poate să fie neutru. Nu e problema lui personal, el are mâncare, are de toate. Nu e personală, dar este foarte personal în același timp. Cum poate el să mănânce și să se bucure de securitate și poziție poziției acolo foarte bine casa regală? Dar cum se poate el bucura de așa ceva, că știe că poporul tremură ca frunza, copiii sunt ascunși pe sub pietre de frică morții? Nu poate. Și atunci ia, ia partea aceasta. Neutralitatea nu ajută, ajută pe opresor, nu pe cel oprimat și tăcerea încurajează pe chinuitor, nu pe cel chinuit. E adevărat că la un moment dat nu se vede, e întuneric, nu se vede, unde mergem, nu-mi nu dau seama unde, care e drumul. Nici o problemă. Corintin spune, zice, când intri cu trenul într-un tunel, nu arunci biletul pe fereastră și cobori din mers pentru că nu mai vezi nimic în întuneric. Nu ai încredere în mecanic. Ieșim din tunel, nu o să fim în tunel toată viața, ci ești acolo. Însă vine o situație în viață ca aceasta, a unei crize grozave, care nu formează caractere de oameni. Caracterul nu se formează în criză, dar care descoperă. Ce fel de caracter are cineva într-o astfel de criză? Caracterul nu este reputație, reputație este opinia publică. Caracter înseamnă ceea ce vorbesc îngerii în fața tronului lui Dumnezeu despre tine. Acela este caracterul. De aceea, iubiții mei, să venim în fața lui Dumnezeu cu rugăciunea aceasta în sufletul nostru. Doamne, Învață-mă să-mi iau inima în dinți. De aceea s-a folosit experiența, pentru că inima e cu emoțiile. Cu... Învață-mă să-mi iau inima în dinți și să-i spun, taci! Estera a fost aici și a zis, mă voi duce la împăratul în și a luat inima în dinți mă duc în ciuda legii și dacă va fi să pierd, să pierd. Și a salvat tot poporul. Dacă nu-și lua inima în dinți, nu se întâmpla lucrul acesta. Istoria ar fi arătat diferită. Și last but not least, planul de mântuire la care făcea referire copilul nostru când a zis să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții oferit nou pe cruce, a fost un răspuns fantastic pe care, care ne ne-a fost dat astăzi. De neuitat acest lucru. Acest lucru s-a întâmplat din cauza unei inițiative. Iisus a spus, iată-mă că vin. Iată-mă că vin. Misiunea Evanghelistului Vechiului Testament a fost pe iată-mă că vin. Iată-mă, trimite -mă. Și a luat inima în dinți. Și a pășit înainte. În 2 iulie 1941, un tren circulând între Roman și Iași, Iași și Roman, Roman și Iași. Mirosea groaznic trenul ăsta? Cine avea ureche muzicală, nu închidea și cum a fost, era o biserică pe lângă care trecea un tren din ăsta și în timpul ăsta pastorul instruise biserica, fraților, să cântăm o cântare împreună, ca să n-audă lumea țipetele cumplite care era un trenul ăla care mergea la Auschwitz. Și venit să cântăm o cântare, mă rog, fraților. Și așa a fost în țara noastră. Eu am fost noaptea în gară la Român și dacă n-am avut treabă, m-am uitat pe pereți și am văzut o placă de bronz acolo, prinsă în perete. Și pe, pl pe placă aceea am văzut numele acesta sfânt, Viorica Agarici. Erau 2500 de evrei în acest tren care a mutat între Iași și Roma, Roma și Iași. Muriseră deja 1500 dintre ei. Erau morți în tren, acolo unii cadavre, oameni vii peste oameni morți, de neimaginat, copii, bătrâni. Și trenul urma să fie mutat și mânat până când nu se mai auzea niciun zgomot acolo. Niciun fel de apă, niciun fel de câte zile erau pe drum. Și a trecut pe lângă multe case, a trecut pe lângă multe gări pe lângă multe autorități, se știa la comandamentul militar, se știa la casa regală de trenul acesta, nu a spus nimeni nimic. Până când cineva și-a luat inima în dinți. Și această doamnă, care era de la Crucea Roșie, în Roman, s-a dus în fața trenului și a ridicat mâinile în sus și a spus, stop! Cum să oprești o femeie un tren? Atunci a venit gardianul german și i-a pus mitraliera în piept și i-a spus pleacă. Și i-a spus, nu, dacă tragi, tragi mama ta. Și el n-a vrut, să... -a spus, să german. Și el n vrut să tragă mama lui. Și atunci a, a fost sunată Casa Regală și a fost sunat Ministrul Forțelor Armate. Domne, uite ce incident avem aici. Păi ăsta este incidentul că s-a ridicat cineva și ține trenul morții? Ăsta este incidentul sau ce este în trenul ăsta și ce se întâmplă aici? Și atunci a dat ordine să oprească trenul și au debarcat imediat, le a dat ceai, le-a dat medicamente, i-a spălat, a, a scos cadavrele și le-au fost trimise la... A, a, o mie mai erau în viață din acest tren. Dar cineva și-a luat inima în dinți? Dumnezeu să ne dea și nouă darul acesta, într-o prejurare sau alta, să învățăm știința Sfinților de a lua inima în Amin.